În contextul în care județul Mehedin s-a aflat și se află în continuare sub avertizare cod portocaliu de caniculă, efectele se văd, iar severinenii suportă cu greu temperaturile extrem de ridicate. 1000 de oameni au murit în Portugalia din cauza caniculei, căldura extremă a favorizat incendiile de vegetație în Spania și Franța, iar după ce temperaturile din Marea Britanie au depășit recorduri istorice, au ajuns la 40 de grade Celsius. Experții în schimbări climatice avertizează că astfel de episoade se pot repeta la fiecare 3 ani dacă emisiile nu sunt reduse. Valul de căldură se află în intensificare și extindere și în țara noastră, iar disconfortul termic va fi accentuat inclusiv săptămâna viitoare. Severinenii fac cu greu față caniculei. Ai cam pericol. Și bolnav cu inima și nu prea ies la temperaturile astea. Să înțeleg de la dumneavoastră că încercați să ieșiți mai mult dimineața să vă faceți? Da, dimineața și după masă atâta. Nu. Ziua când e cald tare, nu. Greu, greu de tot. Am fost plecat o săptămână prin Spania, într-o croazieră. Acolo n-am avut treabă. Aici murim de cald. Ați luat anumite măsuri să vă protejați? Chiar acum am aruncat sticla de apă. Apă, ceaiuri. De la dumneavoastră că ieșiți mai mult dimineața? Da, dimineața, pe la ora 11, gata, sunt acasă, spre pădure. Vara nu înseamnă doar plajă, lumină și vreme bună, ci și caniculă și implicit stare de rău. Expunerea la temperaturi ridicate reprezintă o agresiune, un stres asupra organismului. Astfel există riscul unei deshidratări severe, agravării unei boli cronice sau declanșării unui atac de căldură. Rezonabil așa. Mai băgăm un aer condiționat, ne mai culcăm pe jos, reușim să ne descurcăm așa cu... Mai mergem la țară. Poate ieșiți dimineața să nu prindeți căldura cea mare? Da, multe activități dimineața până la 11, așa cum recomandă și medicii. După ora 11 încercăm să ne ascundem de căldură, să stăm la umbră până la ora 18. După ora 18 reluăm activitățile obișnuite. Datorită temperaturilor înalte de peste 32 de grade Celsius, se produce o creștere a transpirației, care are rol în reglarea termică și care împiedică astfel supraîncălzirea corpului. Odată cu apa, organismul mai pierde și săruri minerale și vitamine, antrenând astfel multe consecințe negative în desfășurarea proceselor fiziologice. În general, principalele simptome care apar în această situație sunt oboseala fizică și psihică, tulburări de ritm cardiac, stare de disconfort, greață și vărsături.